Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. Un dialog aparent banal între o mamă și fica ei îi oferă spectatorului posibilitatea de a reflecta asupra eternei dileme a existenței umane. Avem obligația de a trăi în orice condiții sau putem alege să renunțăm oricând la viață? La cei aproape 40 de ani ai săi. Jessie simte că niciodată viața ei nu i-a aparținut. Părăsită de soț și cu un copil de dat unor fapte reprobabile, Jessie trăiește în casa mamei sale, Thelma. Copleșită de neajunsurile destinului și cu o perspectivă cinică asupra vieții, Jessie decide să se sinucidă. Hotărâtă să meargă până la capăt, ea planifică metodic și detașat viața mamei de după momentul plecării ei, asemenea unui om care se pregătește de o călătorie. O tânără epileptică, alcoolică și extrem de nefericită, Cesi se străduiește să ia o decizie crucială, să se sinucidă sau să mai dea o șansă vieții. Mama ei este alături de ea pentru a o încuraja să ia decizia corectă. Textul a fost ecranizat în regia lui Tom Moore în 1986 cu actrițele C.C. Spesek și Anne Bancroft în rolurile fiicei și respectiv al mamei. Piesa este de o profunzime psihologică cu totul aparte. Un dialog aparent banal între o mamă și fica ei se rostogolește către cele mai complicate probleme existențiale. Marsha Norman, scriitoare activă și ca scenarist și prozator, concepe o tragicomedie cu iz melodramatic în două personaje axată pe conflictul dintre Thelma și fica sa Jessie. Merită să-ți trăiești viața oricum? Departe de a fi o întrebare retorică, această interogație se conturează din ce în ce mai acut pe măsură ce minutele trec și povestea se încheagă. Într-un decor realist, închipuind un living dintr-o casă undeva la țară în America, Selma și Jesse plonjează într-o situație extremă. Dramaturgul o abordează ex abrupto. Pe fundalul sonor oferit de un sitcom la care se uită mama, fica o anunță că vrea să se sinucidă. Și de aici simplu, firesc, direct, începe totul. Totul însemnând o pledoarie a mamei pentru viață de la neîncredere și îndoială la resemnare și neputință sau invers, de la revoltă și furie la calm și strădanie sau invers, de la imboldul autovictimizant la puseul de autoînvinovățire, Selma, o femeie anonimă dominată de instinctele materne, își privește fica în agonie și încearcă să acționeze și să înțeleagă în același timp o mamă care nu s-a descurcat niciodată cu problemele lui Jesse încearcă în ultimul ceas să-și salveze fica de o hotărâre pe care o exprimă cu calm, ceva cinism și o încrâncenare fără multe cuvinte pe care Thelma o sugerează convingător. Fiecare gest și fiecare mișcare contribuie la acest dans tensionant între lumea Selmei și lumea lui Jesse, întoarsă în casa copilăriei după ce a eșuat în mariaj, în familie, în profesie, în societate. O Jesse epileptică aflăm la un moment dat, părăsită, care nu mai așteaptă nimic și nu mai vrea nimic. Mărturisirile vin încet, gestul e mai important decât vorba. Disperarea, spaima se derulează într-o oră și jumătate în care cele două personaje fac un tur de forță. Între manicură, lista de cumpărături, cafeaua pe care fica i-o pregătește mamei, câteva telefoane, câteva mărturisiri eliptice, în care spectatorul completează golurile, situația limită evoluează spre cel mai înalt prag psihologic. Gradația se conturează discret, firesc, tensiunea crește, însoțită de doza de suspans, deznodământul e iminent, dar parcă nu mai plutește în aer. Viața bună pe care o invoca drept argument mama la începutul spectacolului rămâne undeva departe. Ea este viața netrăită de Jessie, femeia lipsită de iubire, care nu mai speră, nu mai așteaptă, nu mai vrea. Disperarea parcurge mai multe etape.